Că Eminescu i-a zis: băi, Eminescu, ia trezește-mă, ia uite-mă ce la vreme. Dimineața Blană cu Țibulcă și Coțofană. Ne jucăm de-a versurile. Ne jucăm de-a poeziile lui Mihai Eminescu. Voi sunați la 021-252-2642. Noi vă dăm să continuați versul. Și aveți 5... Câte să ghicească la rând? 5? 5 poezii, 5 versuri? Da. 5 continuări, cinci, nu? Diferite. 5 continuări diferite. Ok. Și avem două premii. Unul este un pahar cu pereți dubli. Cu dublă, da? Personalitate. Da, gen, uite cum este. În momentul în care pui bere în paharul ăsta, că noi practic dăm de băut pentru Mihai Eminescu, da? Dar dăm doar paharul. Că n-avem voie să dăm, că n-avem voie să dăm alcool, cred. Vedeți, când puneți bere în paharul ăsta, paharul arată de parcă ar fi o sticlă de bere cu... răsturnată. Cu gâtul în jos, da? Da, da. Ok? Ăsta da. E unul între pahare și cel de-al doilea este o halbă uriașă. E uriașă. Da, de bei una și nu-ți mai trebuie toată săptămâna. Este o halbă de, cred că un litru? Cine are curaj să se joace de-a versurile de-a Mihai Eminescu? Eu am aici pregătit de niște poezii. Neața. Neața. Ce faceți? Da, tu ce faci? Mulțumesc de întrebare, mă pregătesc de muncă. Bun. Și zici tu că accepti provocarea. Uite, dacă reușești, îți dăm paharul ăsta uriaș de bere. Fără nicio problemă. Da? Să sperăm. Îi dăm, cum facem? Bun. Îi dăm mai ușor la început? Cum ziceți? Hai să-i dăm. Începem cu încălzirea. Da. Îți dăm de încălzire, așa, da? Să vedem. Păi, zici așa. Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună? Se ascundă rămurele, noapte bună. Bine, bine, bine. Bine, bravo. Ai văzut că să și... vedem mai departe dacă reușești. Și eu, băiat salon, ai văzut, nu ți-am dat direct greu. Este treabă, Coțofană. Da. Surprinzător, îmi bate inima. Credeam că zici că surprinzător sunt eu de treabă. Nu. Mai zi-mi o dată cum te cheamă, te rog. Într-adevăr, nu m-am prezentat. Denisa mă numesc. Denisa, perfect. Denisa. Sara pe deal, buciu mă sună cu jale. Sara? Hai să mă gândesc. Nu căuta! Ei, nu. Sara pe deal, buciu mă sună cu jale, greu la deal, ușor la vale. Știu partea cântată, dar nu știu versurile. Dacă mi-l cânti, eu trec peste. Deci, eu dacă îmi cânti partea cântată, că nu știu care e aia, eu trec la următoarea, îți dau punctul. Sara pe deal, buciu mă sună cu... Nu, nu pot, nu-l știu. Dar dacă îți zic eu versurile, tu mi-l cânti? Ok, eu îți cânt altul dacă vrei, că la ăsta am emoții. Ce-mi cânti altul? Mai am un singur dor. Mai am un singur dor? Liga Campionilor. Da. Ia, hai să te auzim. Mai am un singur dor, în liniștea serii, să mă lăsați să mor. Ce înseamnă să te scoți frumos? Da. Bine, Denisa, bine. Denisa, potolește-te. Gata. Așa. Ce înseamnă, mă? Ai văzut cum dintr-o bucată Denisa i-a mulțumit și pe Eminescu și pe Enescu? Da. Că Eminescu i-a zis: băi, Enescu, ia trezește-mă, ia uite-mă ce la vreme. Bun, mergem mai departe pentru că ai știut să te scoți, da? Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? De când nu te-am văzut, multă vreme a trecut. Și mai zi, mai știi? Nu mai. E de ajuns oricum. Și de când m-am depărtat, multă lume am umblat. Câte puncte are? Cum? Câte puncte are? 3. Are 3, nu? Are 3 puncte. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor? Brațele mermate, brațe în vitejie. Știi, tu seamănă, dar nu răsare. Ai potrivit-o. Țara mea de glorie, țara mea de dor. Dacă nu, vrei, nu mai știu. Uite că sunt băiat, iarăși sunt băiat salon cu tine. Și zic okay. Așa, îți dau o variantă ajutătoare. Să mai, să te sune cineva să te ajute. Înțelegi? Ok. Alo, bună dimineața. Cine e acolo? Salut, cine ești? Mărunțelu! Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorie, țara mea de dor?
Brațele nervoase, arma de tărie la trecutul mare, mare viitor. Mare viitor. Bine, mare om, mare caracter, mărunțelul. Mulțumim că ai ajutat-o pe Denisa. Mai ai o singură încercare, nu? Sunt patru? Da, patru. Nu mai ai nicio variantă ajutătoare. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți, pe numai cunoscut. Bine! Bine! Denisa câștigă paharul uriaș ca să bea în cinstea lui Mihai Eminescu astăzi de ziua lui. Bravo, Denisa! Mai avem un premiu. Mai avem un pahar, de data asta mai micuț, dar foarte interesant, care așteaptă să fie câștigat. Alo? Salut! Cum te cheamă? Romeo. Continuă versul. La mijloc de codru des, toate păsările ies din puceașca. Bravo, bravo! Cea de-a doua provocare, întrebare, vine din partea Giei, colega mea, da? Ia să vedem, ești pregătit? Ia să vedem. Eu, da. Tu ești Mircea? Da, împărate, am venit să mi te închin. De nu schimba ta coroană într-o ramură de spin. Bravo! Bine, bine! Ce frumos, ce frumos! Ai două răspunsuri consecutive și mergem către Radu. Așa. Ai grijă de mine, Radu, da. Sigur că da. Fii atent aici. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune. Înșirând la vorbe goale, ce din coadă dau să sune. Bravo, bravo, bine! Da. Voi ați făcut blat aici. N-am făcut mai niciun blat, așa sunt oamenii din Iași. Au crescut cu Eminescu. Păi, normal. Romeo, da. Îți dau să zaci acum, fii atent. Greu. Aoleu. Deci greu îți dau. Să vedem dacă... Greu să fie. Dacă te pricepi la asta. Continuă versurile. 10 întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă 10. Nu știu. Cum? Nu știu. Păi e Eminescu asta? Nu cred. Dar ce? Nu l-am citit așa. E o melodie, probabil. Dintr-o melodie. M-a prins, bă. E din Florin Chilian și zice, cum era, 10... Întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă 10, 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. Da, bine, băi, m-a prins. Nu, că dacă îmi zicea că e de Eminescu, pierdea, dar dacă a zis că e melodie, fii atent. Acum îți dau pe bune, da? Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine... Ce e rău și ce e bine? Mai zi! Că știi. Ai varianta ajutătoare, să te ajute să sune altcineva. Bună dimineața! Neața! Oh, Julieta, direct! Închide radio. Bună! Cum te cheamă? Daniela, din București. Daniela, sărutuna. Te rog frumos să continui. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Bine, Daniela! Bine! Da, mersi, mersi mult! Mersi mult, Daniela! Nu că mersi! Pupic! Stai să-ți dea Romeo un pupic! Dă-i un pupic, Romeo! Serios! Păi, dar nu se aude! Păi nu, dar dă-i unul mai lung să-l auzim, că la radio e greu! Așa, măi! Bravo! Te pupăm, Daniela! Mulțumesc! V-am pupat! Pa! Asta înseamnă... Vai, de mine, știu, că am uitat! Te-a salvat, vezi? N-a fost ca în poveste. Te-a salvat Julieta pe tine, nu? În fine. Mai e a cincea, nu? Ultima? Da. Ultima. Mă gândesc să zic așa. Oare să zic asta cu ploaia infernal și noi ne iubeam prin mansarde? Parcă nu, a? Nu. Dar asta de unde era? Tot dintr-o melodie. Tot dintr-o melodie, dar de fapt era așa, stau, poezie, nu contează. Romeo! Da? Vreau să fii fantastic! Da? Romeo, fantastic, da. Continuă versurile. Și era una la părinți și mândră în toate cele.
cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Bine, Romeo! Bine, bine, bine! Câștigă! La dimineața blană, provocarea Eminescu! Bine, Romeo! Mulțumesc! Mulțumesc mult! Dimineața blană, cu Țibulcă și Coțofană.